Doctorul Alexandru Calancea rămâne în continuare la conducerea Spitalului Județean Suceava. El a câștigat concursul pentru funcția de manager cu nota 9,57. Contracandidatul său, avocatul Traian Andronache, a obținut nota 8,49. Acesta a fost manager al Spitalului Municipal Rădăuți. Concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean Sfântului Ioan cel Nou Suceava a avut loc în cursul zilei de luni. Cei doi candidați și-au prezentat proiectul de management pentru unitatea spitalicească, după care membrii comisiei de examinare au pus întrebări pe marginea acestor proiecte. Președintele comisiei a fost președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Județean Suceava, consilierul județean Ioan Bădeliță. Din comisie au mai făcut parte conferențiarul universitar dr. Andrei Ștefan Neștian, directorul Departamentului de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor de la Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și managerul Institutului Regional de Gastroenterologie, Hepatologie, profesor dr. Octavian Fodor, din Cluj-Napoca, dr. Mihai Mleșnițe.